Anotimpul rece aduce cu el și mult așteptatele sărbători de iarnă. Fiecare încearcă să creeze atmosfera de sărbătoare în mod inedit. În așteptarea lui Moș Crăciun cu darurile mult visate, casa este împodobită cu coronițe, lumânări, ornamente, instalație și nelipsitul brad de Crăciun. Peisajul feric este creat de lumânările și beculețele ornamentale ce strălucesc la ferestre. Atmosfera de sărbătoare se poate transforma însă cu repeziciune într-una de coșmar. Momentele frumoase ale clinchetelor de clopoței pot fi umbrite într-o secundă de sirenele mașinilor de pompieri. Conform unor statistici ale Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale, în perioada sărbătorilor de iarnă se produc peste 1000 de incendii, unele prezentând victime. Principalele cauze ale incendiilor produse de sărbători sunt instalațiile electrice din pomul de Crăciun și lumânările ornamentale. Doar 30 de secunde și pomul de Crăciun devine cauza principală ce provoacă incendierea locuințelor sau pagube materiale mai mici. Persoanele ce optează pentru un pom natural trebuie să țină cont de anumite sfaturi. Să fie ținut într-un recipient cu apă pentru a evita uscarea excesivă, să fie amplasat la o distanță de minimum 30 de cm față de aparatele electrice sau materialele combustibile și mai ales să fie cumpărat din magazine specializate. Instalațiile electrice ornamentale devin de asemenea de multe ori sursa aprinderii întregii locuințe, în special dacă sunt folosite în mod continuu, nesupravegheate. Tendința tuturor este de a avea în același timp pornite toate instrumentele posibile și la intensitate maximă. Televizor, boxe, decorațiuni, frigider, laptop, de multe ori supra-solicitând circuitul și provocând incendierea lucrurilor din apropiere. Pentru evitarea unei astfel de situații este necesară supravegherea luminițelor și decorațiunilor care sunt direct conectate cu pomul de Crăciun, stingerea lor pe timp de noapte sau dacă nu este nimeni în preajmă. ISU Gorj transmite cetățenilor în această perioadă câteva măsuri de prevenire a incendiilor pentru a avea un Crăciun lipsit de necazuri. Chiar dacă trebuie să ne petrecem sărbătorile acasă, în sânul familiei, trebuie să respectăm anumite reguli pentru a evita situații de urgență care pot fi generate dintr-o minimă neatenție. Și mă refer aici la utilizarea instalațiilor electrice, fără improvizații, și mai ales atunci când vorbim despre decorarea locuințelor și a bradului de Crăciun cu instalații electrice, trebuie să avem în vedere pentru a nu le utiliza cu defecțiuni. Este interzis categoric să punem în bradul de Crăciun lumânări aprinse sub brad sau în apropierea acestuia, pentru că putem genera un incendiu foarte ușor. De asemenea, trebuie să avem în vedere ca instalațiile de încălzit pe care le utilizăm, indiferent de combustibilul, trebuie să fie verificate de către specialiști în domeniu pentru a nu le pune în funcțiune cu defecțiuni. Coșurile de fum trebuie curățate pentru a nu genera incendii. Crăciunul și Anul Nou sunt sărbătorile cele mai așteptate din an, de aceea este bine să știm cum să facem din locuința noastră un loc în care să fim în siguranță alături de familie și prieteni. Cu puțin efort și cooperare putem elimina pericolele potențiale care își pot face de cap în această perioadă a sărbătorilor de iarnă și putem petrece clipe liniștite de care să ne amintim cu plăcere.